Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean, acolo unde președintele Consiliului Județean Mehedin Țaladin Georgescu, alături de mai mulți primari ai UAT-urilor de pe raza județului, au dezbătut și votat mai multe puncte importante de pe ordinea de zi, menite să ducă la dezvoltarea comunității noastre. Prin dispoziția numărul 22 din 2024, Consiliul Județean Mehedin a fost convocat în ședință extraordinară astăzi, 19 ianuarie 2024, ora 11. Ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde două proiecte de hotărâre. Vă supun la vot această ordine de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mehedinți, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, alături de autoritățile județene, au dezbătut mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Pentru că dezvoltarea județului Mehedinți reprezintă o prioritate pentru președintele Aladin Georgescu, în cadrul ședinței de astăzi au fost discutate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Unul dintre acestea fiind aprobarea unui proiect de hotărâre prin care s-au alocat către mai multe unități administrativ-teritoriale ale județului sume importante de bani. Am avut pe ordinea de zi un al doilea proiect de hotărâre prin care am alocat către cele 66 de unități administrativ-teritoriale ale județului nostru suma de 36.800.000 de lei, susținând 179 de proiecte de dezvoltare în județul Mehedinți. Și am în vedere, pe de o parte, proiectele pe fonduri europene, la care unitățile administrativ-teritoriale au obligația să asigure cota de cofinanțare. De asemenea, mă refer la proiectele din fonduri guvernamentale, în special prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 și Programul Național de Investiții Angel Saligny, unde sunt destule unități administrativ-teritoriale care vin în completare la sumele guvernamentale pentru implementarea proiectelor de apă, canalizare, drumuri și poduri. Și de asemenea, nu în ultimul rând, am alocat sume și pentru proiectele finanțate din bugetul local al unităților administrativ-teritoriale și sprijinite cu aceste fonduri alocate de către Consiliul Județean Mehedinți. Și de această dată, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean, s-a implicat și s-a mobilizat în ceea ce privește nevoile comunității, acesta aprobând de-a lungul timpului numeroase proiecte menite să crească calitatea vieții comunelor de pe raza județului Mehedinți. Încă o dovadă a faptului că un județ poate să prospere datorită unei autorități implicate pline de empatie față de cetățenii noștri.